Începând de marți, 25 februarie, cazierul judiciar pentru persoanele fizice se va elibera și la Costești și Topoloveni. Acum, oamenii din orașele respective, dar și din comunele apropiate, nu vor mai fi nevoiți să vină până la Pitești, actele fiind eliberate pe loc pentru cei care nu au antecedente penale. Cazierele se vor elibera atât la sediul Poliției Costești, cât și la sediul Poliției Topoloveni.